Asta mai. Ce ochi frumoși ai, azi. Ce ochi frumoși ai, albaștri, superb. Facă prui, dar mă scuzi. Julie, te invităm să un loc pe canapea, așa o să spunem în această dimineață. Eu vreau să văd ce mi-ați pregătit acolo. Nimic, fată, ce Gogoș. Vreau să vorbim despre cum ai pe la filmări, la Ghicește Vedeta. Despre asta era vorba. E foarte drăguț, eu mă distrez foarte tare, Andrei la fel se distrează. E nebunie, emisiune frumoasă, emisiune care începe să prindă în ce în ce mai bine, chiar dacă uneori se suprapune cu evenimente importante, meciuri și tot felul de chestii, emisiunea a început să prindă și simt asta de la oamenii cu care mă întâlnesc prin țară, vin și îmi spun, mamă, ce mi-a plăcut proba aia, dar o probă foarte apreciată și nu spun întâmplător, pentru că foarte multă lume mă întreabă și îmi scrie, este proba aceasta a acvariilor, care este extraordinar de văzut și de... preferata mea. Și e preferata Iuliana. Da. Este... De ce? Ți-ar plăcea și ție o astfel de probă? Mi-ar plăcea o astfel de probă, dar ce crezi, eu sunt prima, de fapt, nu, sunt prima, sunt singura... Care fuge. Nu, sunt singura care pune mâna pe șerpi, pentru că... Este singura care... În platoul nostru sunt foarte mulți bărbați, dar niciun bărbat nu are curajul să ia șarpele din acvariu și să pună în cutie. La prima când am întâlnit noi prima oară, am făcut proba acvariilor și era un șarpe mai agitat un pic. Un șarpe mare, destul de gros, da, lunguț așa, care a ieșit afară la un moment dat. Nimeni din platou n-a avut curaj să pună mâna, să-l pună la loc. Era agitat un pic, simțise și miros de carne de pe la restul acvariilor și căuta. Ieșise din acvariu. Pe mine sus. Mă căuta. Da, și a venit Iuliana foarte relaxată, toți concurenții, noi toți, cameramanii, toată lumea a fugit de acolo. A venit Iuliana foarte liniștită, a luat șarpele de cap, l-a luat un pic așa, l-a împăturit un pic și l-a pus în acvariu. Deci am rămas cu toții cu gura căscată, iar de atunci Iuliana este îmbrăzitoarea de șerpi. N-ai văzut așa ceva. Cum iese unul, cum Iuliana. Da, eu sunt acolo. Bine, am fost înconjurată în viața asta de mulți șerpi. Așa, și ei îmblânzit și pe ăștia sau le-ai dat drumul? I-am îmblânzit și tocmai de asta am experiență. Auzi, da, îți place foarte mult această piesă pe care o avem pe fundal? Îmi place foarte tare piesa, da. Este arăbească? E un mix. E un mix. Nu, dar știu că erai la un moment dat îndrăgostită de turcie. Turc. Cum a evoluat în relația voastră? Măi, ce să zic, am dat bloc pentru că am tot insistat să vorbim și nu mi-a răspuns și de nervi am dat bloc. Pentru că vorbea cu mine, tot n-ai înțeles. Dar mă rog, băi, e frumos. Ce faci tu pe emisiune? E frumos de pică. Auzi, tu cu ăla de care se îndrăgostește toate femeile? Da. La cu barbă, cu părul lung, așa? Da, exact ca mine, uite. Nu, trebuie să-l cunosc. Nu, e imposibil. Adică 100% îl voi cunoaște. Auzi, am uitat așa la tine, văd ceva schimbat. Nu știu, am slăbit? S-a întâmplat ceva? A slăbit, se bronzată. Se pare că a slăbit, nu știu, arată bine. Mai bine decât data trecută. Da, mulțumesc că apreciez. S-a întâmplat ceva? Așa, nu? Da, sigresc ochii. Doar par. Ce crezi? Doar par nu sunt. Deci nu, fii atent, hai că tu e sinceră și ne știm de mult timp. Deci sunt foarte mulți domni care se uită acum la televizor și zic așa, o știm pe Iuliana, participă la evenimente, are multe proiecte, este la această emisiune. Hai că mai mergi la evenimente, că te-am văzut. Nu merg la evenimente. Hai că te-am văzut, cum să nu ai fost la eveniment. Eu nu ai dat un interviu la un moment dat. Ba da, te-am văzut. Foarte rar. Aha. Așa. Am fost la ceva, o revistă, ceva. Ce face sufletelul Iulian Ieluciu? Crește. Asta avem. Da, am observat de la intrare, nu știu ce, că ori aerul curat în partea aia, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat cu tine. Stau într-o zonă unde aerul este foarte bun și... Rarefiat. Da, plămânii mei se oxigenează foarte bine. Păi și acasă, de exemplu, când ajuns seara, obosită, nu știu... Netflix and chill. Atât? Cum ar veni în franceză, da. Atât. Dar nu fac nimic. Nu faci nimic. Da, simți nevoia, mă gândesc, să ai pe cineva alături de tine, care să te invite la un film și nu o prietenă. Da, aștept să-mi scrie Cean Iaman să mă invite la un film. Cum îl cheamă, Cechi Cean? Cean Iaman. Cean Iaman, tot acolo e. Adică eu aștept să mă sune să ieșim la un film, nu e nicio problemă, eu aștept. Dacă găsiți o poză cu nasolul ăsta, să-mi puneți și mie, să-l văd și eu cum arată. Andrei, o să-ți trimit o... Multe poze, nu o poză, multe poze. Ce să zic, vrei să ne blocăm unul pe altul? Nu, n-are rost. Stai să-l vedem aici, mă, Cechi Cean. Iuliana, ce face sora ta, că nu te-am mai întrebat de mult despre ea? Bine, mamă cu normă întreagă. Mamică, Mercureciu. Mamică eroină. Ai mai fost, nu e eroină, e mamă cu mult copil. Ia, uitați-vă, mă, de cine s-a... Ia uite ce are, uite ce strâmbie pe burtă, ia uite-l. Da. Pe cum să-ți placă? Unde, nu știu, aici și mai stă și sus acolo, poate se face rău. Unde era? Cred că era în Grecia aici, nu mai știu. Tu ești îndrăgostit de peisaj, mă, de... Da, clădirea din spate, îmi place foarte tare. E un fel de castel, ceva, o chestie. Hai, mă, lași, n-are cum să-ți placă, mă, asta niciodată. Da, e nasol tare. Păi tu nu vezi ce are pe burtă? Ce are?
Are niște denivelări. Nenorocirile la denivelări, dar e bolnav, are ceva. Am mâncat stricat și s-a umplut de multe. Are ceva nasol, dar... Și ce, deci... asta e singura poză pe care am găsit-o cu amărâtul ăsta? Nu, are multe. Gâlme de grăsime a făcut. Lipoame, ia uite-l. Mi-a trimis multe poze, dar nu pot să vii. Nu, stânga. Nu, ia să vezi de ceva cămașă, de-aia am și eu. Stânga, unde e cu domnișoara? Stânga. Acolo. Sanem, da. Ce? Sanem este... Mamă, știe tot să... Nu, este... Dușman. Nu dușman, că... Dacă o să mă vedeți la știri, din cauza ei, voi fi... Ce, asta e iubita lui? Așa vorbește lumea, dar nu cred. Da, până nu, nu mă sună el și îmi spune, băi, Sanem este iubita mea... Știi cum ar suna acum un titlu, nu? Auzi, mai bine să zică că e iubita lui decât să zică care e iubit. Iuliana Luciu îndrăgostită de un bărbat însurat. Dar nu e însurat. Nu e? Luat. Nu e însurat. E ca însurat. Nu e nimic, e, dar singur. Sunt singur pe drum. Dar oricum mie nu mai place de el, mai mi se pare așa. Da, nu e groaznic. De nu. Ce? Ce să-ți placă de ce că l-ai văzut cu ea? Hai să spun ceva, nici nu se bărbierește. Da. Ce e asta, vorba, că nu se bărbierește? Păi să intre pe mâna mea, că îl dau ei imediat pe brază. Nu s-a bărbierit, ori fi și închis, ori fi și scump la ea acolo. E scump bărbieritul ăștia? Ia, altceva mai avem cu ea? Hai să lăsăm în pace, gata, că ne-a plictisit acest domn, nu este cine știe ce. Mă gândeam că e și mai frumos de atât. Este? Cred că l-am văzut în altă poză. Vrește. Când ai fost ultima oară la Nicoleta, când v-ai vizitat-o? Ultima oară am mers în Croația. Împreună, în vacanță. Păi acolo stau ei în fiecare an cu copii. Dar într-o vacanță așa undeva, în, nu știu, o țară exotică ceva. În Japolanda, de exemplu. Japolanda? N-am fost, dar mi-a mai dorit. Ea-și dorește să revină în București? Adică se vede, nu știu, luând-o de la început, poate și cu televiziunea și cu alte proiecte. Păi nu știu, asta cred că ar trebui să o întrebați pe ea. Dar ți-ar plăcea să ai un proiect cu ea? Voi două? Mamă, ar cum ar fi? Nu ar fi? Cum ar fi? Da, uite, idee bună. V-ați gândit vreodată? Asia Express de... Asia Express și puteți să... N-am reușit să ajungem. Da. Împreună. 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 La Asia ar fi trebuit să fii cu sora ta? Acum în primul sezon. În primul sezon? Când ai fost și tu, trebuia să fiu cu Nicoleta. Oh, mamă, era tare. Era tare. Bombă, vă ucideam. Vă ucideam pe toți. Să știi că da, amândouă. Să da, să dârze așa. O pupăm și pe Nicoleta și cred că a sosit momentul mult așteptat de o țară întreagă. Iuliana, după cum observi, am adus niște acvarii special pentru tine, da? Ce se află în ele, habar nu. Mamă, nu mă întreba, nu știu. Simt doar un miros așa. Andrei, sperie nimic. Andrei, trebuie să avem o discuție, pentru că nu mi-ai spus nimic despre asta. Și nici sunt eu n-am știut, pe cuvânt n-am știut. Eu am crezut că o să pună libelule. Bine, hai, acum da, înțeleg. Și mai mult cu Nasrin decât cu mine. Eu înțeleg. Ești mai multe zile pe săptămână cu ea. Cu mine ești o singură dată pe săptămână, duminica. Promitem că nu e nimic scârbos. Promitem. Hai să ne ridicăm, hai să mergem împreună spre acvarii. Avem și... uite, avem această parte. Dar nu vreau să mă legi la ochi. Păi nu că trebuie, dar nu, promit că nu. Nu, dacă mă legi la ochi, îmi strigi machiajul ăsta. Uite, fii atent, o fac așa, mai subțirică. E bine? S-a chinuit prietena mea, Camelia Moch, să mă machieze și degeaba. Nu o cer, da? Nu o cer. Machiajul ăsta? Nu. Cami, prietena mea, Camelia Nascu. Vreau să spun, da, chiar vreau să spun de prietena ta, Cami, chiar vreau să spun. Nu, acum, sincer. Bă, deci eu n-am văzut om care să meargă după ea tot timpul. Peste tot. Da, sunt și prietene. Și prietene, bravo. O felicit pe cuvântul meu, eu n-aș trezi. Eu nu m-aș trezi la ora 6 să vin să o machiez pe Iuliana, nici dacă... De ce, dacă sau da, aș veni! Da? Tu vă minți, eu aș veni! Dar nu înțeleg cu ea de ce vine. Nu strică machiajul. Genele. Ai intrat, mă, gotești ceva în seara asta nuntă? Era să zic, nu, m-am ținut. Gata, uite, genele sunt în sus, acum am să vezi cum să-ți rămână genele acum. Pe spate, două săptămâni. Le dai, le faci cu șe? Păi, dar oricum am genele. Faci! Ai văzut? Vezi cum le faci? Andrei, te rog! Deci uite, asta îmi face fiecare. Stai că-mi strici genele! Stai. Strâng mai tare. Andrei, potolește-te. Nu, trebuie să ridici un pic mai sus. De la grădiniță. Mai sus. Mai sus, nu poți. Ții tu cu mâna, cu mână și cu mână. Da. E bine? Vezi ceva? Nu. Stai puțin, că zic eu dacă nu, mai... că mi-a alunecă. Nu e bine. Lasă-mă că mă leg singură, că sunt obișnuită să mă leg singură. Iuliana! Ei, uite, știre importantă. Obișnuită să mă leg singură la modul să... La cap, cu probleme. Cu probleme, mă. Cu probleme. Ia să vedem, da. Bun, și s-a legat sus. Atât, odată, fac. Păi atât, dar stai să o bag, știi ce zic. Bun. Gata, e bine asta? Ești sigură? Da. Ești sigură? Zim ce trebuie să... adică... Deci, în primul acvariu, nici noi nu știm ce se află, dar am satisfacția că treci și tu prin așa ceva, prin ce am trecut și eu și toți concurenții. Următoarea probă este pentru Andrei. 3, ce? 2, 1... Parter! Mama mea. Aoleu, mămică. Stai, hai să o conducem. Ușor, dar nu te repezi. Cu care mână vrei să... Dreapta?
Da. Hai cu dracu. Numai un pic, stai un pic jos. Nu e jegos, nu, nu. Stai, 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 ușor, ușor. Stai. Ușor, 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 ușor. Stai. Haide, capul meu, deci nu crezi că faci asta. Lasă, 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 ușor. Andrei, te omor. Stai, mă. E ceva scârbos. Ușor, dar văzi ușor, ușor. Da, să știi că poți să și miroși. Ușor degetul, ușor, apasă doar ușor pe el. Pe el ușor, da? Ușor! Poți să-l iau mână? Da, 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 da. Nu, nu chiar, serios, chiar poți. Ce? Simți ce? Nu știu, e ceva scârbos. Nu, nu e, chiar nu e scârbos, de data asta nu e. Aaaa, creier de maimuță. Ce? Nu, 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 dacă duci la... Lasă, lasă, lasă să miroasă. A, stai mă că știu. Ce? Ce? Ciupercă. Roșii, ceva, curio, nu știu. Ia de aici un șervețel. Hai să... Ia-l. O să vezi, o să vezi mai târziu ce este. Bun. Merge în al doilea acvariu aici. Eu am zis bine sau n-am zis bine? O să vezi mai târziu. Perfect. Eu nu mă ating. Dui, dui, eu conduc, te rog. Știi care e faza? Că noi nu suntem legați la ochi în momentul, adică invitații noștri nu sunt legați la ochi. Unii au fost, ai unii nu. Ai insultat pe reguli. Stai, 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 Iuliana, incredibil. Nu, serios, stai, e ok. Nu are ce să miroasă urât. Ție-te de nas cu mâna aia. Nu, Iuliana, mirosul mi se pare foarte nu pot mirosi urât, crede-mă. Nu, te rog, deci mi se pare super. Când deci vorbesc serios, sunt aici lângă tine. Serios, vorbesc serios. Când l-ai cunoscut? Nu este nimic din ce n-ai văzut vreodată sau ceva nou pentru tine, pentru Andrei mai ales. Dar miroase urât, păi știu ce e. Păi e normal să miroasă, mă, Iuliana, ce vrei? Știu ce e, ceva super scârbos. Nu, este Iuliana, ascultă-mă. Crede-mă, nu. Deci ai mai văzut la viața ta așa ceva? Am mai văzut și, Andrei. Și știu mirosul. Păi ce poate să fie? Pune mâna acolo să vezi. Arată-mi un pic, să, adică arată-mi. Ajută, Andrei, ajută. Pune-mă să miros doar. Andrei, ajută-o. Ajută. Zic ce e. Unde e acvariu? Uite-l, mă, aici, hai, mă, ce e la noi. Ia, uite, unu, nu, doi, nu, mâna. Sunt doi, mă, miros. Dai, dacă sunt nu-s doi. Păi nu mirosi că se face rău, vomiți pe ei. Să știi că o să piși proba. Și atenție, premiul este unul substanțial. Nu știu ce. Ce? Ce? Ce să? Cărăbuș. Nu știu ce. Bondari. Stai că mă curg ochii. Dar trebuie să zici ce nu crezi că scârbos. Ceva e ceva scârbos. De... Ceva ce a murit de el. Nu e adevărat. Ai curaj să pui mâna? Doar degetelul. 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 N-are curaj. Ce să zic nicio. Nu, dar miroase foarte urât. Bun. Nu știu ce. Mergem la următoare. Dar trebuie să spui, trebuie să spui ca să punem acolo la scor, zi. De la... Cărăbuș. Nu, cărăbuș, taci. Pisică. Lipitor. Vieri. Ia uite-o, mă! Sunt ieri? Da. Mai, ne dăm asta, leagă, leagă, leagă. Nu, stai că-mi cade. Așa, să nu te uiți, să nu te uiți. Mai strânge. Bun. Hai, hai la următorul acvariu. Hai, mă, că dacă nici aici, pe cuvântul meu... Îmi curg ochii. A, deci după cum face Andrei... Nu, Andrei, nu, lasă. Fă abstracție de Andrei. Da, ușor, acum chiar ușor. Da, un șarpe nu mi-a spus. Și mi-e aici? Ia uite, mă, ce să mă spui, să-mi sară inima, băi, fratele meu, băi, nene, bă. Pe cuvânt. Mamă, băi, băi, lasă-l lovim pe cuvântul meu. Serios, chiar nu e nimic grav. Aolo, dar ușor, ușor, ce e, nu e rece. Scârbos. E rece care nu s-a încălzit anul. Dar ce e? Aolo, ce scârbos. Lasă-o, lasă pe ea, lasă pe ea. Ce e, mă, aici? Iuliana, chiar nu e nimic, nu e nimic. Nu te poate răni, asta nu, spun nu, nu, sigur. Mușcă, este nu. Foarte blând. Mușcă asta, băi, uite-l pe ce mușcă. Ai văzut cum mușcă? Mamă, cu sare, sare la glandă, direct la gât. Stai, că sunt concentrat aici. Au! Apucă asta, băi, nene, uite, ți-am spus că sare. Ia, zi ce e ăla, ia. Ce e, pulpă de? Nu știu, și miroase. Pleacă aici. Deci tu ce crezi? Ai luat șobolanul la mână, pe cuvântul meu. Ceva care, nu știu, o mizerie. O mizerie. O mizerie, stai că-ți dă băiatul acum imediat. Mai asta. Sunt multe? Nu, da, da, mai nu, avem mai încă două. 20 minute, nu-i mult. Mai avem încă două. Hai, 3, 2, 1. Oh. Oh, mama, Andrei, dacă nu deci nu se poate, aici, Iuliana, Andrei, îți dau bloc. Giulico, Iuliana, mamă, dacă nu ghicești... E un moment important să știi pentru noi. Pentru, așa, și pentru prietenia soț. Noastră și pentru, da, pentru viitorul soț. Ușor, ușor, nu pui mâna tare pe cuvânt acum. Stai să încep. Nu pui mâna tare, ia-o pe jos pe acolo. Mamă, ce era asta ea, băi? Ce era ăla? Auzi, a spus, ați adus ăla ce avem noi, ce avem noi, nu șder, ce e ăla? Cărăbâșniță. Nu, mă! A, butuie. E cea mai simplă probă de data asta la acvariu, crede-mă. Păi ce e ăla, mă? Lasă-o, lasă-o, lasă-o. Păi, dar ce face? De ce face așa? Dar unde e? Mai jos, mai jos, mai jos, mai jos.
mama Andrei, să vezi ce îți fac. Mai jos, mai jos. Măi, omule, las-o să vadă ce. Ușor că l-a luat, mă, l-a atins pe ochi, tu nu vezi? Ușor nu-i băga degetul în ochi, că-i viu. Uite aici, ochiul 2, ăla e. Mai jos. Trage fusta mai jos. Și încearcă să... Așa. Uite ochiosul ăla cum vine după ea. Ușor că te mușcă ăsta, face urmă. Acolo e ceva, așa. Ce, uite cum l-a luat ea. Ne încearcă să strângi, da, așa. Nu strânge, că iese ochiul pe pupilă. E gelatină ceva. Da, da, bravo, e la fix. E ceva super simplu, crede-mă. A avut o copilărie grea. Ia. Nu spunem dacă e sau nu, vedem la final. Ia-l-i. Și ultimul acvariu, eu fug din platou. Dă-i doi șarpe ceva? No, era bine dacă era șarpe. Era bine dacă era șarpe. A, pește. No, 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 miroase. Nu e pește, mă, Iuliana. Nu, 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 miroase. Hai să dăm, stai să te desfac. Fă-tul ca să nu te... Deci, uite în ce ai băgat mâna. Ciupercă. Ai luat ouă. De pește. Da, mărântaie de pește. Ouă. Ouă, aici ai găsit ceva. Organe. Ce organe? Da. Inimă de păt. Da, diverse organe, așa. Aici nu vreau, nici nu vreau aici să pomenesc, nici nu vreau să... Păi da, ăștia le știu mirosul. Cum fata să recunoști după miros? Da, păi nu avem și noi în emisiune. A, uite și roșii, vezi că am avut dreptate. Ai avut dreptate, da. Deci a ghicit totul în afară de fier. De vier, nu, a ghicit totul, de fapt, stai. Păi vier, dacă n-a pus mâna. De ce n-ai pus mâna? Tu ai acurajat care te joci cu șarpele, care faci tu. Bine că știu acum care e problema. Nu cred că faci asta, nu! Vezi că e la mușcă ăla. Deci nu cred că ai făcut asta, nu cred. Nu, ia că am ceva pentru tine. Deci nu, să nu văd așa. Băi, dar ce tare, mă. Uite, dacă Iuliana, bagi mâna la ei... Iuliana, nu un vierme în mână. Na, Iuliana, hai să pui tu mâna aici la vier, vrei? Nu, eu nu cred că faci asta. Nu, chiar nu cred că faci asta, să nu faci vreo grumă proastă, să fug din platou, jur. Te sperii tu de un vierme. Băi, dacă se strâng, ai văzut, dacă bagi degetul, se strâng imediat se și încep strâng, să pape. Da. Să mă arânce și ei. Da, mulțumim tare mult, da. Iuliana, și felicitări. Nu! Da. Mai bine spuneți-ne ce o să mai vedem în emisiunea voastră. În emisiunea probe noastră foarte interesante. Așa. În emisiunea noastră, de care mâine seară, nu? Mâine seară de la 7 fără un sfert, adică 18:45 pe Antena Stars. Avem invitații foarte frumoși, putem probe spune, amuzante. Promo. Da, cine e promo. Cine mai știe promo? Cum o să nu știi cine vine mâine, mă? Nu știu. Mai știi cine vine? Mâine vin niște invitați foarte, foarte buni. Noi am filmat, Andrei, noi am filmat, dar nu mai știu care. Știi de ce nu spun care sunt invitații? Pentru că lumea trebuie să se uite. Nu mă să vadă exact care sunt invitații, pentru că n-are rost să dăm așa spoiler. Și atunci uitați-vă mâine. Pe Antena Star să vedeți ce promo e până mâine. Noi doi suntem siguri. Noi doi suntem siguri, pe noi încă nu ne schimbă. Ideea este că e foarte frumoasă. Iarna, se împinde. Stai, suntem și serios acum. Uite, nu-mi pot. Mulțumim tare mult, Iuliana. Te pupăm, spor la filmări. Și Doamne ajută, data viitoare să vii să dai și o veste mare. De ce nu? Că a venit, că fac, că sau că a venit ăsta la tu, Barza. Da, ce rost are? Auzi? Că a venit tinerul sau că a venit Barza? Ce tot una e? Păi Barza nu vine când e cald afară. Acum e frig, a plecat, s-a dus. Nu mai vine. Așa, Barză, mă, așa, Barză Pilanjoi care... Te pupăm și o să fim cu ochii pe tine. Ți-ar plăcut proba, da? Mai ghici, da, tot. Foarte, dar e și foarte curajoasă, am văzut-o. Data viitoare când vii, fii atent, de pe acum spunem. Data viitoare când vine, proba va fi pentru tine. Din partea noastră, pentru tine. Dar ție știu eu ce să-ți pregătesc. Cine bagă mâna la...